Bună ziua, Raluca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ahmed Sami El Burkadi va fi prezentat în mai puțin de o oră la Curtea de Apel de Iași. Avocata lui a făcut recurs la propunerea de arestare preventivă în lipsă, pentru că era stabilit un nou termen pentru a se discuta contestația făcută, dar și pentru că tânărul trebuia să fie prezent, a fost amânat acest termen pentru astăzi. Surse din anchetă susțin că arma crimei nu a fost încă descoperită și că ar exista probe care îl plasează pe tânăr la fața locului, amprente și urme de sânge. Alte probe asemănătoare ar fi fost descoperite în fosta lui locuință. În ziua crimei, marocanul s-a prezentat de urgență la spital cu o rană la mână și le-a declarat medicilor că s-a tăiat într-un geam. Tânărul speră să fie eliberat sau să fie eventual plasat în arest la domiciliu. Iubita lui, care se afla cu el la Roma când acesta a fost prins de polițiștii italieni, a venit singură în țară pe 14 decembrie și e cercetată ca suspectă pentru favorizarea făptuitorului.